Odinioară, Templul Mare era lăcașul de cult reprezentativ al comunității evreiești din satul mare, care la un viac și jumătate după stabilirea pe aceste meleaguri devenise numeroasă și prosperă. În anii 1930-1940, evrei reprezentau o pătrime din populația orașului, aducându-și o contribuție substanțială la dezvoltarea economică și culturală a acestuia. Războiul a curmat viața evrească din satul mare. Persecutată și spoliată de bunuri, închisă în ghetou și apoi deportată, majoritatea covârșitoare a evreimii sătmărene a pierit la Auschwitz sau în alte lagăre naziste. În prezent, membrii comunității evreiești, împuținate și îmbătrânite, se străduiesc să păstreze memoria martirilor Holocaustului și să țină aprinsă flacăra iudaismului. În miez de iunie, aceste două îndatoriri s-au concretizat în cursul aceleiași zile. S-au comemorat 69 de ani de la deportarea la Auschwitz a celor 19.000 de evrei sătmăreni și s-au marcat 120 de ani de la târnosirea Templului Mare. Este o zi cumplită, este o zi tristă, pentru că toate familiile care suntem și care am mai rămas au în urmă decedați, morți, exterminați în acele timpuri. Noi întotdeauna facem această comemorare cu speranța că cei care ne ascultă, cei care sunt prezenți și care vin la noi cu inimă deschisă, vor găsi tăria sufletească ca să nu mai repete aceste, nu se mai repete aceste lucruri. Am considerat prezența mea foarte importantă aici, deoarece sunt membru acestei comunități. Mama mea a fost și ea deportată, cu noroc ea a reușit să se întoarcă, astfel eu pot să fiu aici și să trăiesc. Totodată e foarte important ca aceste evenimente să se țină, ca să ne aducem aminte de cele ce întâmplate, ca ele să nu se repete pe cât posibil. Foarte mult aș dori dacă nu doar noi evrei am participat și cei aparținători nouă, ci din toate națiunile să participe și să-și aducă aminte că aceste lucruri groaznice să nu mai aibă loc. Admea Veesrim este urarea care și-o fac evreii cu prilejul zilei de naștere și înseamnă să trăiești 120 de ani. Anul acesta, Templul Mare a împlinit vârsta năzuințelor evreiești. De ce ăștia, cei 120 de ani, sunt atât de importanți pentru noi și nu 100 sau 150, este faptul că Moșe, adică Moise, a trăit 120 de ani. Deci dacă sinagoga a ajuns la vârsta lui Moise, înseamnă că a ajuns la o vârstă matusalemică pe care noi, din păcate, nu o putem atinge, dar noi sperăm că sinagoga va depăși pe Moise și va continua să trăiască poate 1000 de ani, cine știe. Evanezo sas husev talavolt szabnél szab emlékekkel és szabnél szab dolgokkal, és aztán tulajdonképpen 69 évvel ezelőtt a holokauszt, a Shoah annyira kettértörte ezt, hogy ma már nyilván csak emléke, nyilván már csak reménye él annak, hogy egy közösség, ha nagyon picin, ha nagyon szűken is, de fenntartja az elődek emlékét, hiszen feladatának és kötelességének érzi azt, hogy a múlt minden egyes emlékét ápolja. Zidurile Templului Mare au fost martore la înflorirea, declinul, distrugerea și renașterea vieții evreiești din satul mare.
îndeopște zidurile tac, lăsându-i pe oameni să le descifreze mesajul. Acest lucru a încercat să-l facă și expoziția dedicată celor 120 de ani de existență a templului. Veți găsi aici aspecte, sigur, din viața religioasă, din tot ceea ce privea această sinagogă și, sigur că da, aspecte din viața economică, celebra fabrică a fraților prinți, economie, comerț. Este foarte cunoscută acea zonă a Corsoului Sătmărean, care chiar purta această denumire de Jidou Corso. Și, până la urmă, în ultimele imagini care o să aveți ocazia să le vedeți, sunt și niște sportivi, niște reprezentați de marcă redutabile comunității evreiești sătmărene, care au sprijinit foarte mult mișcarea sportivă și au fost și niște sportivi redutabili. Én itt deportáltak engem 44-ben, de én történetesen sokat jártam ide az utolsó 11 évben, mielőtt a feleségem meghalt. És én itt nagyon sokat segítettem a zsidó hitközséget, sőt a klubot nem tudom, hogy ismeri ott fent a iroda mellett, azt én építettem, hogyha itt jönnek a idősebb hölgyek, meg emberek, akik akarnak itt lenni télen és melegedni, ottan nyugodtan lehettek. Én rendeztem azt be, világítást, asztalt, mindent. Örülök, hogy el tudtam hozni. Ziua comemorării martirilor și jubileului sinagogii din satul mare s-a încheiat în ritmurile muzicii klezmer, interpretate de formația Pressburger Klezmer Band din Bratislava.